Bună, sunt Damia și bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Îmi doresc să vorbesc pe acest canal despre cât de frumos este să trăiești în natură, cât mai aproape de natural, de ceea ce este autentic. Așadar, dacă te interesează ce vreau eu să discut aici, deci un subscribe, un like sau un share, pentru că ar fi foarte de folos. Pentru început, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ani de zile m-ați urmărit, ani de zile ați share-uit și ați împărtășit ceea ce eu fac și am făcut. Știu că pentru foarte mulți dintre voi sunt multe, multe semne de întrebare ce s-a întâmplat cu mine în ultimii ani, de ce am renunțat la viața de scenă și am ajuns să trăiesc la țară și în natură. Într-adevăr, au fost niște evenimente foarte importante care mi-au schimbat viața și percepția asupra lucrurilor și asupra vieții. Nu este ușor deloc să încep de undeva, pentru că nu există neapărat un început. Cred cu tărie că toate traumele, fricile, cum doriți voi să le denumiți, își au rădăcina în copilărie, însă fiecare om are cel puțin câteva șanse în viață să-și depășească condițiile prin diverse metode. Așa că chiar dacă eu mi-am accentuat anumite frici pe parcursul vieții și încă le trăiesc pe unele, am ales să fac schimbări radicale în ultimii ani, care mi-au adus cu totul și cu totul altă viață și alți oameni în jurul meu. Fac așa un rezumat al vieții mele de când m-am mutat la București. Sunt din Oradea și după ce m-am mutat la București, la 19 ani, dansam deja de ceva timp. În paralel cu dansul am făcut Facultatea de Comunicare și Relații Publice, un master, dar nu am profesat în acest domeniu. Am fost dansator profesionist, am dansat cu foarte mulți artiști, pe multe scene, la multe evenimente. În ultimul an în care am profesat în industria muzicală, am reușit și să bubui, cum se zice, muzical. Mi-am dorit foarte mult asta în ultimii ani înainte să părăsesc Bucureștiul, însă atunci când am reușit în sfârșit să ating acest prag profesional, m-am hotărât că cel mai bine pentru mine ar fi să plec din București și din această industrie. Cum spuneam, multă lume se întreabă de ce. Există foarte mulți factori, însă o să ajung și acolo, prin filmulețele pe care vreau să vi le share-uiesc. Îmi doresc foarte mult să împărtășesc experiența mea, poate ajute pe cineva și, de ce nu, poate învăț și eu alte lucruri de la alții. După aceea, îmi doresc foarte mult să fac un podcast, unde vreau să discut cu oameni foarte frumoși despre cum este să trăiești cât mai natural, ce poți să faci să ajungi la cât mai natural, dar despre asta puțin mai târziu. Așadar, după ce am ajuns la faimosul București, am intrat în trupa Deep Central după un casting. Deja eram din București de vreo 6 luni. Am dansat ca și backup dancer la Deep Central timp de 1 an și jumătate și vreau să le mulțumesc băieților că au fost atât de drăguți cu noi și noi eram niște copii la început de drum. Ne-au încurajat, ne-au susținut. Mi-au fost dragi și încă îmi sunt dragi și încă îi păstrez în sufletul meu ca și echipa mea de suflet de început. Alături de ei am intrat în lumea muzicii și a dansului. Am început să dansez cu mai mulți artiști, să particip la videoclipuri și la evenimente, la emisiuni, după care am cunoscut pe băieții care dansau cu Alex Velea din acel moment. Mi-am dorit și eu să dansez cu Alex Velea din acel moment. Am ajuns să fac și asta timp de 5 ani și jumătate. Am făcut parte din echipa lui ca și dansator profesionist. Echipa a trecut prin foarte multe schimbări, noi am trecut prin foarte multe schimbări, am fost copii, ne-am maturizat, am împărțit Duba, am împărțit, nu știu, diverse evenimente, marea, muntele, experiențe până la urmă. Din păcate, eu am plecat de acolo cu o tristețe mare în suflet până la urmă, pentru că am fost foarte dezamăgită, am ajuns în ultimii ani dansând acolo să nu mai pot să-mi exprim părerile sincere, să trebuiască să tac, să înghit. Probabil că vi se întâmplă și vouă în multe situații, dar eu am învățat că asta nu îmi face bine mie personal, ca și spirit, ca și suflet, ca și om. Așa că am ales să plec de acolo, am plecat cu scandal, Alex chiar mi-a dat blog pe toate rețelele de socializare, mă rog, pe Instagram, cred că era atunci cea mai, cum să zic, în vogă rețea de atunci. Din păcate, eu nu mai știu absolut nimic despre ei decât ce văd pe internet și foarte rar, pentru că chiar nu mă interesează subiectul, nu mai rezonez deloc cu ce se întâmplă acum cu el și cu viața lui, nu rezonez deloc cu Alex Velea din prezent.
dar mi-a fost drag, am fost prieten, m-a ajutat de foarte multe ori, cred că și eu pe el. Din păcate, știți cum e, viața bate filmul. Am fost dat afară ca și dansatoare de acolo, cu promisiuni și speranțe că voi cânta la ei la studio. Ei erau la început, lucrurile mergeau foarte prost acolo, nu se organiza, nu se ocupa nimeni de asta. Între timp, poate că lucrurile s-au schimbat, sper că totul este în bine. Ce vreau să spun este că am făcut acolo o piesă, am filmat un videoclip mai mult pe Moca, nu s-a investit în asta. Prietenii mei dansatori, prietenii mei coregraf, prietenul meu Mihai Las, care a filmat și a montat și a pierdut nopțile, au lucrat la videoclipul ăla și a ieșit ceva foarte frumos, a făcut câteva zeci de mii de vizualizări în câteva zile, însă Alex a hotărât să scoată filmulețul de pe YouTube pentru că eu am decis să plec la Sick Music în condițiile în care deja lucram cu Luca de ceva timp pe partea de social media, mi-a propus să fac și muzică cu el, iar eu am rezonat foarte mult cu ce se întâmplă acolo, consider că a fost foarte fair tot ce s-a întâmplat pentru că eu am încercat să le spun tot ce se întâmplă cu mine în săr, m-am lovit de un zid de prea multe ori. Ce să spun, sunt împăcată cu ideea că am plecat la Sick Music pentru că a fost una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții mele, unde am și bubuit profesional așa cum îmi doream, alături de oameni faini cu care încă păstrez legătura și îmi sunt dragi și îi încurajez să facă încă ce fac pentru că vor să transmită niște lucruri foarte frumoase și bucură foarte multe inimi și suflete. Așadar, în momentul de față, eu am un copil de un an și jumătate, îl cheamă Amza și este minunat. Iubitul meu, Marius, căruia îi spunem Sică, este un stâlp în viața mea, m-a ajutat foarte, foarte mult să devin ceea ce sunt acum și încă mă încurajează să am încredere în mine, zi de zi este alături de mine și vrem să ne construim o viață mult mai bună față de cea pe care am avut-o în ultimii ani. Am să trec încet așa prin videourile mele, am să explic și unde am stat în ultimii ani pentru că îmi doresc foarte mult să vorbesc despre asta. Mi-a fost frică să vorbesc despre asta, a fost un subiect greoi pentru noi, încă ne echilibrăm, încă ne este greu. Am crezut în niște oameni și într-un loc care, de fapt, nu este deloc așa cum pare și eu sunt hotărâtă să vorbesc despre asta pentru că simt că trebuie să știe mai multe lume, niște lucruri care se întâmplă în viața noastră. Așadar, noi vrem să trăim o viață simplă, alături de copilul nostru, vrem să mai facem și alți copii, vrem să ne creștem noi plantele noastre, vrem să atragem oameni prin diverse proiecte foarte frumoase, vrem să facem parte din natură și din comuniunea cu natura. Nu știu ce înseamnă pentru voi natură și nu știu ce înseamnă pentru voi conexiunea voastră cu natura, însă voi sunteți natura însă și să știți. Și pentru mine, de exemplu, orașul a fost foarte frumos cât a fost, dar nu reușea decât să mă distragă de la tot ceea ce sunt eu, cu adevărat. Așa că am ales să ne luăm o căsuță bătrânească într-un sat din județul Bihor, se numește Damiș. Este pur și simplu o coincidență că se numește Damiș și pe mine mă cheamă Damia. Râdem de fiecare dată când vorbim despre acest subiect. Din păcate, am luat o căsuță care este foarte șubredă și pe viitor ne dorim să construim alta. Dar momentan lucrăm la a băga apa în curte, pentru că nici măcar nu asta avem. Am fost păcăliți și trași în țeapă de fosta proprietară din mai multe puncte de vedere, însă noi ne-am asumat și ne dorim foarte mult să creștem, să nu ne împlântăm în asta, să nu mai fim stresați, pentru că ultima perioadă chiar a fost grea. Și îmi doresc să împărtășesc cum e să fii cât mai natural. Așa că nu uita să dai subscribe, like, share, vin cu subiecte interesante, vin să vă povestesc de ce am ales să fac asta, iar tot ce vreau să vă zic este că este cel mai important să aveți încredere în voi, să lăsați să curgă tot ce este natural prin voi înși vă și totul o să fie bine. O seară minunată!